Aseară, consilierii locali împreună cu primarul Făgărașului s-au întrunit într-o ședință ordinară care a durat 3 ore. Ședința ordinară a avut 37 de puncte pe ordinea de zi. A început cu validarea și depunerea jurământului a doi noi consilieri. Este vorba despre Bruno Ercău de la Forumul German și Radu Biza de la Partida Romilor. Aceasta după ce doi dintre consilierii locali au decis să părăsească legislativul, respectiv Cristian Drăghici și Ionuț Androne. Dar și consilierul local, Cătălin Cârge, a depus jurământul fiind plecat atunci când ceilalți consilieri au făcut acest gest. Subsemnatul Cârge Cătălin George, consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Făgăraș, în conformitate cu articolul 32 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu articolul 7 aliniatul 1 din Legea 393 privind statutul aleșilor locali, actualizată și articolul 8.1 Ordonanța 35 pe 2002 pentru aprobarea regulamentului cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Făgăraș, județul Brașov, așa se numește Dumnezeu. Reorganizarea și modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului, dar și cea a poliției locale, dar și schimbări la nivelul conducerii clubului sportiv municipal au fost alte proiecte discutate și aprobate de aleșii locali. Un alt proiect care a ajuns pe masa noului Consiliu Local a fost cel privind situația de la Salcoserv, unde mandatul Consiliului de Administrație va expira la sfârșitul acestei luni. În acest sens, s-a decis, prin completarea statutului societății, prelungirea cu încă 3 luni a mandatului Consiliului de Administrație. Întreaga ședință o puteți urmări mâine pe Făgăraș TV, începând cu ora 18.